Bună ziua, lume! Astăzi împreună cu voi vreau să fac cartofi noi la cuptor cu usturoi, cu mărar. Uitați-vă ce bine arată. Asta e mâncărica din copilăria mea. Dacă știm cu toții, când începeau deja să iasă cartofii noi, întotdeauna făceam ori pe tigaie, ori în cuptor. Făcea bunica, mama așa făcea cartofi și eu îi adoram. Așa că am decis astăzi să vă arăt cum îi fac eu. Uitați-vă ce bine arată. Dau un miros, nu vă pot trăda. Deci vă doresc poftă bună și dați să vă arăt cum îi pregătesc. Așa, deci pentru cartofii noștri avem nevoie de o linguriță de boia roșie, de o linguriță de sare, de puțin piper negru, de usturoi, de rozmarin și mărar. Mărarul o să-l punem la urmă când o să scoatem cartofii din cuptor. Și ulei de măsline. Da, vreau să spun că rozmarinul și uleiul de măsline e din grădină de la nășica mea. Deci, dați să facem marinada asta sau sosul pentru cartofi. Adăugăm ulei. Adăugăm sarea, boia. Și pisăm și usturoiul. Usturoi vrați, puneți, vrați, nu puneți. Opa! Hopa! Accident de dimineață! Și mestecăm totul. Așa. Adăugăm cartofi într-un bol mai mare. Să fie cartofi care noi, foarte mărunți, sunt și mai mișcate, dar cel mai bine ar fi să fie mărunți așa. Deci, acum, peste ea, turnăm toată compoziția aceasta. Și acoperim așa și începem să le amestecăm. Așa. Uitați-vă, trebuie să fie toate cartofile în ulei și usturoi. Pe tavă punem hârtie de copt ca să nu mi se lipească tot cartofii aici. Așa. Și răspunem. Așa. Wow, ce miros, wow, ce miros. Le dăm la cuptorul preîncălzit la 180-200 de grade, depinde de cuptorul vostru. Și le ținem undeva vom 20-30 de minute, depinde tot de cartofi. A să vedem, a să încercăm dacă sunt gata cu o furculiță sau cu un scobitor. Așa, după ce le dau la cuptor, revin. După ce le scot de la cuptor, revin. Așa, dragii mei, la mine cartofii sunt gata. La mine au stat 30 de minute. I-am ruminit, așa. E ca așa. Acum, a să-i scot de aici, așa să-i dau cu, a să-i presor mărar. Dacă doriți, puteți spuneți și usturoi. Îi amestecăm. Așa. Cartofii noștri sunt gata.
Uitați ce bunătate! Super, super! Foarte, foarte delicioși! Dragii mei, vă doresc poftă bună și numai bine! Încercați-i că sunt super, super delicioși! Pa, pa!